Bună ziua tuturor! Sigur că este o conferință politică a organizației județene PSD Bacău, o conferință cu un puternic caracter politic, dar am să inversez puțin ordinea subiectelor abordate, începând cu un subiect de ordin administrativ și după aceea încheiem cu bilanțul alegerilor locale, care sigur este cel mai, probabil cel mai apetisant subiect. Am să încep cu cel administrativ pentru că mi se pare important. El a fost acoperit de zgomotul unei campanii electorale într-adevăr inedite cu care ne-am confruntat cu toții. Și sigur că, deși noi am mai vorbit despre acest lucru, repet, zgomotul campaniei electorale a făcut să treacă neobservat. Faptul că ne apropiem cu pași repezi, practic într-o lună maxim, ne dorim să semnăm aplicația de finanțare pentru alimentare cu apă și canalizare pentru județul Bacău în valoare de 433 de milioane de euro. Este un proiect cardinal al nostru, al administrației PSD din perioada 2016-2020, la fel cum un proiect cardinal este a 13 pentru 2020-2024, dar rezolvarea problemelor de apă în municipiul Bacău și în județul Bacău prin fonduri europene a presupus o muncă de 4 ani în cadrul ADIB și în cadrul Consiliului Județean. Iar implementarea ne-o propunem să fie cât mai rapidă pentru următorii 4 ani. În această toamnă, îndrăznesc să spun în luna octombrie, dacă nu în cel mai rău caz în noiembrie, se va semna contractul de finanțare pe programul operațional de infrastructură mare pentru alimentare cu apă și canalizare în județul Bacău. Precizez doar că beneficiari vor fi 40 de UAT-uri din județul Bacău, plus municipiul Bacău, care va avea investiții de 76 milioane euro cu tot cu TVA. Sigur, nu trebuie omis și faptul că deja au fost scoase la licitație de către Compania Regională de Apă restul de conductă de 17 km de executat, cei care creează sau au creat cele mai mari probleme în ultimii 4 ani în municipiul Bacău, dar să nu omitem faptul că avem în implementare stația de demanganizare, fără de care rezerva de apă a municipiului Bacău ar fi cam inutilă. Stația de demanganizare avansează încet și sigur, are un antreprenor multinațional, Strabag, nu o firmă care, cum este cea de la rezerva de apă, care de vreo 4-5-6 luni ne tot ține la un stadiu fizic de execuție de peste 90%, dar nu știm exact cât. Ar fi bine dacă ne-ar anunța respectiva firmă sau fosta administrația municipiului Bacău când va fi 100% finalizată rezerva de apă a municipiului Bacău. Asigur, această veste este una importantă și pentru cetățenii Bacăului și pentru această administrație care a muncit mult în 4 ani, administrația județeană vorbesc, și faptul că în următoarele 3-4 luni vor începe licitații de 433 de milioane de euro în județul Bacău va fi bine și pentru firmele de construcții din Bacău și va fi bine atunci când vor fi finalizate aceste investiții, nivelul de calitatea vieții băcoanilor va crește fără dubii. Mi-aș fi dorit să fie acesta un subiect de discuție sau de dezbatere în campania electorală, dar în campania electorală am văzut foarte mulți miniștri perindându-se în Bacău și ventilând fel de fel de subiecte, mai puțin cele care cu adevărat trebuie să ocupe agenda politicienilor și agenda băcăuanilor. Dar despre acest proiect probabil vom mai vorbi la momentul când se va semna, că se va semna la București, că se va semna la Bacău. Important este că se va semna și va începe implementarea și viitorul președinte al Consiliului Județean, viitorul președinte al ADIB-ului, viitorul primar al Bacăului, probabil că vor comunica mai bine, dar trebuie să știe că au responsabilitatea implementării unui proiect cifrat la peste 33 de milioane de euro.
Intrăm în problema politică. Suntem prezenți aici președintele organizației, președintele executiv, domnul Cian Șova, secretarul general al organizației, domnul Ionel Floroiu, actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, și viitorul președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, proaspăt ales în această funcție, cu o diferență de 25.000 de voturi față de principalul contracandidat, cel aflat pe locul 2, candidatul Alianței de Dreapta, domnul Ionel Paler. Eu n-am să am amenajamente, chiar dacă am depășit campania electorală, dar am să încep prin a mulțumi în primul rând celor care ne-au votat, celor peste 90.000 de băcăvani care ne-au votat, și celor care nu ne-au votat sperăm să le oferim motive să ne susțină la următoarele scrutine electorale. Totuși, acest număr de voturi ridicat pe o prezență mai redusă confirmă totuși faptul că în acești 4 ani organizația PSD Bacău în județul Bacău s-a ținut de cuvânt cu ceea ce a promis în 2016 în cele mai multe colțuri ale județului. Și nu mai vreau să reinventariez toate aceste proiecte, am făcut-o până pe 27 septembrie și acest lucru s-a văzut în rezultatul final, pentru că altfel nu se explică această diferență de 25.000 de voturi față de o alianță de dreapta. Poate eu am mai spus acest lucru, județul Bacău din acest punct de vedere a fost caz singular la nivel național, în sensul că PSD-ul, organizația PSD a mers singură, nu s-a prins în fel de fel de alianțe cu 2 sau 3 partide, cum a fost în alte județe. Am avut și contracandidat de la Pro-România, iar pe zona de dreapta, în afară de județul Bacău, alianță PNL-USR Plus a mai fost doar la județul Prahova, dar la Prahova PSD-ul a avut o largă coaliție cu ALDE și cu Pro-România, până la urmă au pierdut acolo, am văzut, dar asta nu este subiectul conferinței noastre de presă, doar vroiam să vă surprind aceste elemente pe care unii le trec în derizoriu. A fost alianță pe dreapta și la Consiliul Județean, a fost alianță pe dreapta și la municipiul Bacău și la municipiul Onești. Sigur că noi ca organizație politică am avut de suferit după ce mandatul celui pe care l-am susținut la funcția de primar în 2016 s-a dovedit a fi unul nesatisfăcător. Vă spuneam în timpul campaniei electorale că știrea de după locale pe care o pot anticipa, m-a întrebat cineva atunci care este obiectivul. Obiectivul este să câștigăm la un vot, dar ce pot să vă spun este că la Bacău veți vedea că actuala administrație la momentul respectiv nu va fi confirmată de peste 80% din băcăvani. Și sigur că asta închide un ciclu pe care noi l-am început în septembrie, dacă vă amintiți, practic este un an, de când am luat acea decizie politică asumată și curajoasă de a ne despărți politic de fostul primar. Am explicat la momentul respectiv rațiunile, nu mai insist acum, dar constatăm că n-am greșit atunci. Practic, ceea ce au gândit 81% din băcăvani, peste 81% din băcăvani, am gândit și noi încă din septembrie 2019. Același lucru s-a întâmplat și la Târgu Ocna. Ați văzut, primarul în funcție a luat în jurul procent cifrei de 10%. Același lucru s-a întâmplat la Mărgineni. Același lucru s-a întâmplat peste tot unde ne-am despărțit de primari care nu s-au ținut de cuvânt față de ceea ce au promis în 2016. Sigur că am avut și noi eșecurile noastre în anumite localități, cu explicațiile de rigoare. Cel mai frustrant este cel de la Onești, unde evident că va trebui o analiză extrem de atentă și serioasă. Practic, pe aceeași prezență de acum 4 ani, actualul primar sau candidatul PSD, domnul Nicolae Ignatiuc, a luat cu 800 de voturi mai puțin. În condițiile în care în Onești chiar s-au făcut lucruri din punct de vedere administrativ, lucruri care nu se rezolvaseră, obiective de investiții care nu se rezolvaseră în 12 ani, în 8 ani, în 4 ani,
cum doriți să le spuneți, și în sănătate, și în infrastructura de transport, și în infrastructura de mediu. Clar că acolo avem motive de elegant zis, de supărare, și sigur că vom avea o ședință de analiză la nivelul organizației și cu siguranță se vor impune niște măsuri acolo. În rest, am văzut ieri o conferință de presă la competitorii noștri politici și vreau să vă spun că cu toată seriozitatea și toată responsabilitatea, după acea conferință de presă, cineva trebuie să se sesizeze. Ori se sesizează Comisia de Medicală de Evaluare Psihiatrică, ori Inspectoratul Județean de Poliție, domnul Chestor Oprișan. Pentru că nu poți să vorbești de fraudare a alegerilor la nivelul unui întreg județ când pierzi cu 25.000 de voturi, să vorbești de mită electorală între 100 și 300 de euro, faceți dumneavoastră calcul că ce sume ar fi disponibilizat PSD-ul în acest sens, deci de ordinul milioanelor de euro, și totuși Inspectoratul Județean de Poliție sau alte instituții ale statului să nu observe acest lucru și să pardoneze Partidul Social-Democrat. Deci eu sper, rog pe inspectorul, pe Chestor Oprișan să se uite la această conferință de presă, dacă ia de bun ceea ce spune liderul partidului de guvernământ, eu zic să înceapă ancheta și investigație. Dacă nu, această Comisie Medicală de Evaluare Psihiatrică sigur trebuie să se autosesizeze și să-l caute pe domnul Palăr. A aruncat acolo niște cifre legate de voturile nule. Păi, în județul Bacău pare să că sunt, nu s-a încheiat procesul verbal, de asta nu pot da o cifră oficială, în jurul cifrei de voturi nule, 18-19.000 de voturi. M-am interesat pe procese verbale încheiate la Suceava și la Iași, sunt cifre similare, 17.000-18.000 de buletine anulate. Ce să înțeleg de aici? Că domnul Alexe de la Iași și domnul Flutur de la Suceava au fraudat alegerile, cum a făcut PSD-ul la Bacău. Este, cum să spun, strigător la cer ceea ce a putut să iasă ieri pe gura președintului PNL, dar sigur, ridicolul la care continuă să se expună e problema dânsului. Eu doar vă aduc la cunoștință niște cifre pe care le puteți verifica, pentru că, sigur, noi politicienii v-am mai spus, avem darul de a spune ceea ce vrem noi să audă opinia publică, dar mai puteți și verifica foarte multe din ceea ce spunem și să vedeți cine minte și cine nu minte. S-a vorbit acolo de niște comune care, nu știu ce s-a întâmplat în anumite comune, pe zona Siretului, pe zona nu știu care. Eu vreau să vă dau exemplu de câțiva primari aleși la Mustață de la PNL, care cred că vor avea, cred că vor ține comunitățile în loc în următorii 4 ani și ei au ieșit la diferențe foarte mici. Și sigur că sunt primari care PNL-ul se mândrește. Domnul Diaconu de la Ardeoan, că l-auziți, îl știți de atâta timp, mă puteți crede când vă spun că acolo chiar s-a recurs la metode neortodoxe. Și poliția asta și s-a uitat. La Itești, clanul Ciubotariu ține, l-am văzut pe fostul primar al Iteștiului, tatăl actualului primar, Norocel Ciubotaru, un primar reprezentativ pentru organizația PNL, l-am văzut pe filmuleț cum cărau oameni la vot. Un om la 70 și ceva, 80 de ani. La Itești, inclusiv, s-au plătit bilete dus întors din Italia, să vină un om din Italia care să voteze. Atât era de mare spaima că se pot pierde alegerile acolo. La Secuieni este iarăși strigător la cer ce a putut să facă în ziua alegerilor și până în ziua alegerilor același a zis primar Cosmin David sau cum îl cheamă. La Glăvănești, domnul Tilibașa, un primar iarăși reprezentativ pentru organizația PNL, cu aceleași amenințări, cu aceleași metode clasice pe care le știți din 2004, 2008, 2012, 2016, a reportat o nouă victorie și mult succes celor din Glăvănești în dezvoltarea comunei. La Filipești am văzut că un primar care fraudează și fonduri europene și bugetul public al comunei Filipești, pentru că sunt anchete în curs,
confirmate de, de judecători, a fost ales cu o diferență de 500 de voturi. La fel, mult succes în propășirea comunei Filipești. Slăim Moldova, văd că a pariat în continuare pe un primar care a strălucit prin a ține în loc fosta perla a Moldovei. Cred că o stațiune, cea mai neatractivă stațiune din regiunea nord-est a României. Și sigur că principalul responsabil este acest primar Baciu, care este unic la nivel național prin faptul că nu a depus niciun proiect pe PNDL în 2016 sau în 2017, dar acest lucru văd că nu contează pentru cei de la PNL sau pentru cei care l-au votat la Slănic Moldova. Și exemplele pot continua și cu Helegiu și cu Liveziu. Sigur, am văzut și analiza pe cifre, am văzut că a câștigat candidatul acesta propus de trei partide pe urban, zice dânsul. Eu zic să mai analizați cifrele, la Onești n-a câștigat, la Buș n-a câștigat, dar nu știu cum poate să treacă neobservată sau nici măcar pusă sub semnul întrebării afirmația că e un rezultat mai bun decât în 2016, pentru că surplusul de primari pe care l-au câștigat, de vreo 4-5 primari, sunt exact traseiștii de la ALDE, care Palăr n-are nicio treabă, ci este efectiv meșteșugeala domnului Ilie. Și știm și de ce o face, nu? Pentru acel loc eligibil de parlamentar. Dărmăneștiu, Helegiu, Filipeștiu, Moineștiu sunt localități care la începutul anului erau încă la ALDE. Deci nu are nicio treabă domnul Palăr cu aceste localități. Și procentul de 27% pe care PNL-ul l-a luat acum într-o alianță cu USR și Plus, l-a luat singur în 2016. Adică unde e performanța? Ai mai adus lângă tine două partide și ai luat același scor. Iar la număr de mandate, ce să spun? Probabil că discuțiile în PNL sunt destul de aprinse și e logic. N-au primar la Bacău, unde au avut 12 ani primar, n-au primar la Onești, la Bacău au 4 consilieri locali, la fel cât exact cât PSD-ul, la Consiliul Județean au 8 consilieri județeni, de unde aveau, cred că, 11 sau 12, nu știu câți aveau, 11. Deci o performanță notabilă a domnului Palăr, pentru care probabil că va fi felicitat și la București și în sânul organizației. Atâta timp cât totuși organizația județeană PSD Bacău este pe locul 10 la nivel național ca scor politic, îmi dau seama pe cale de consecință că totuși domnul Palăr este pe locul 10, dar din coadă în clasamentul PNL-ului. Repet, fiind beneficiarul singular la nivel național, beneficiarul unei alianțe pe dreapta și cu un rival care a fost singur, n-a avut alte partide lângă. PSD-ul la Consiliul Județean, repet, vă reamintesc că a mers singur. Pe la Neamț a fost o alianță, pe la Bistrița Năsăud, nu știu, iarăși o alianță, la Prahova, iarăși o alianță, la Maramureș, o altă alianță în jurul PSD-ului. Aici noi am fost singuri, Pro-România ne-a dorit tot binele din lume și probabil că sesizați ghilimelele. Ați văzut că nici nu prea s-au atacat, au avut așa un non-combat care l-a sesizat și l-au sesizat și mass media și oamenii, cred că l-au sesizat. E bine că cei de la PNL au girat, practic, prin modul lor de a aborda campania, au girat cei 4 ani de administrație a domnului Necula, dar n-au girat și 81% din băcăuani, care nu l-au votat. Vă dau un exemplu la municipiul Galați. Primarul Galațiului a fost ales în urmă cu 4 ani cu 24%, astăzi a câștigat cu 60%. Că se tot vehiculează și aceasta cu trendul, cu dreapta, cu nu știu ce. Nu. Noi în... Deci, domnul Pucheanu de la Galați, acum 4 ani, a câștigat cu 24%, noi câștigasem la Bacău cu 35%, astăzi domnul Pucheanu are 60% la Galați, iar primarul care a câștigat în 2016 a luat sub 20%. Mai sunt elemente așa de analiză, dacă doriți. Numărul de primării.
Totuși PSD-ul, am mai spus-o, a mers într-un crescendo și o reiau. În 2004 avea sub 40 de primării. 40 de primării avea în 2004. În 2008 avea tot în jurul cifrei de 40. În 2012 aproximativ 50. În 2016 60. În 2020 avem 62 de primării. O fi bine, o fi rău. Și cel mai bun scor politic. Și se prefigurează, de aceea așteptăm și noi distribuirea mandatelor, să avem 18 mandate la Consiliul Județean cu tot cu cel al președintelui, ceea ce PSD-ul nu a avut niciodată în județul Bacău. Și sigur că aceasta este, până la urmă, confirmarea muncii de 4 ani a unei întregi echipe. Termenul acesta de echipă a fost demonetizat. Am văzut foarte multe echipe la celelalte partide, toți erau echipe, dar se bârfeau pe la colțuri. Aici sunt cei mai reprezentativi membri ai organizației PSD, dar sigur sunt foarte mulți acasă, în primul rând primarii care au câștigat alegeri și pe care îi felicit și le mulțumesc. Sunt și mulți candidați care au pierdut la limită și îi felicit și le mulțumesc. Repet, avem, cred că, maxim 5-6 organizații unde trebuie să fim, să fim puțin mai atenți în analiză, gen Onești, gen Zemeș. Și asta o vom face, dar astea sunt treburile noastre interne. Bun, probabil știți și noastră PMP-ul, doi primari, UDMR-ul, sunt partide care n-au avut primari în 2016, UDMR-ul la Ghimeș-Făget, după o bătălie destul de încinsă cu PSD-ul, și acest nou PNL al domnului USR-ul, un primar, și acest nou PNL al domnului Paler, care au la 27 de primari, dar vreo 5-6 sunt opera domnului senator Ilie sau a fostului Alde. Mă opresc aici cu analiza mai explicită a ceea ce s-a întâmplat pe 27 septembrie. Sigur că poate mi-au scăpat anumite aspecte și probabil întrebările dumneavoastră îmi vor permite să le explic și pe acelea. Până atunci aș vrea să dau microfonul celui care a pus 25.000 de voturi peste domnul Paler, viitorul președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor susținătorilor, celor care m-au votat și, nu în ultimul rând, echipei din care fac parte. O echipă performantă, o echipă care a arătat că se pot face lucruri. Pe baza acestei echipe s-au dezvoltat în Bacău în ultimii 3-4 ani și nu numai proiecte importante, proiecte pentru dezvoltarea județului Bacău. Am încercat în această campanie să scot în evidență doar ce s-a făcut. Mă refer la proiecte la care am participat, fără să-mi asum merite care nu mi se cuvene. Am mers pe proiecte la care am participat, importante, și care au dezvoltare Bacău. Am încercat, pe de altă parte, să mă prezint așa cum sunt, ținând cont de faptul că nu am fost un om extrem de cunoscut la nivelul întregului județ. Ca atare, mi s-a părut corect ca în momentul când cer votul, un vot uninominal pentru președintele Consiliului Județean, să mă prezint fără niciun machiaj, așa cum m-am format ca om și așa cum m-am dezvoltat în carieră. Evident că știți foarte bine și în ceea ce am prezentat, nu am făcut politică. Am 45 de zile de când am intrat în politică versus
aproape două decenii față de contracandidatul meu. Ca atare, nu am prezentat în această campanie decât partea administrativă, ceea ce vreau să dezvolt la nivelul județului Bacău, nu proiecte fantasmagorice, proiecte care să ducă într-o anumită zonă, doar electorală. Am mers cu pragmatism, există un proiect la nivelul județului Bacău, asamblat de echipa PSD Bacău, echipa social-democrată, pragmatic și bazat pe trei componente principale. Centura Bacăului, aeroportul internațional Bacău și piatra de temelie care a fost pusă de echipa PSD, autostrada A13. În campania de strângere a semnăturilor pentru A13 am stat de vorbă cu întreprinzătorii bacăuani, de la care am tras anumite idei și de la care, cu care îmi doresc să fiu cât mai aproape, cât mai apropiat de dezvoltarea județului Bacău. Cred că cu dânsii și cu strategiile echipei să putem să dezvoltăm Bacău și peste 4 ani să pot să mă uit în ochii atât a celor care m-au votat, cât și a celor care nu m-au votat sau nu au avut o altă opțiune politică. Și pe care vreau să-i asigur de tot respectul și disponibilitatea în rezolvarea problemelor tuturor cetățenilor Bacăului. Pentru că, totuși, eu zic că am în spate sau am în spate conștiința acelor 95.000 de votanți. Și vreau ca această conștiință pe care o am, peste 4 ani, să reflecte realitatea. Nu cred că în acest moment, ca orice victorie și orice înfrângere, o victorie cred că trebuie acceptată cu demnitate, o victorie trebuie acceptată cu responsabilitate, dar nu în ultimul rând trebuie gestionată cu modestie. Și cred că așa și o înfrângere ar trebui acceptată cu bărbăție și asumarea rezultatelor. Din tot ce am văzut ieri în conferința de presă, am reținut un lucru, zic eu, extrem de important. Și anume că dezvoltarea Bacăului ține doar de transformarea Bacăului în a doua provincie. Eu cred că dezvoltarea Bacăului ține de o economie puternică, de atragerea de investitori și de dezvoltarea infrastructurii. Mulțumesc! Da, colegii sunt martorii mei că la începutul campaniei mi-am exprimat dorința, năzuința, de fapt, cred că este și în discursul meu de la Congresul PSD din 24 august, mi-am exprimat dorința și năzuința că va fi un vot administrativ și nu unul politic la alegerile locale. În mare parte așa s-a întâmplat și ăsta este un lucru care trebuie să ne bucure, totuși oamenii au făcut diferența între cei care au realizat niște investiții și au lăsat ceva în urma lor și care s-au ținut de cuvânt și cei care doar au vorbit. Pentru că mari perdanți ai acestor alegeri sunt cei care au vorbit foarte mult. În 16 ani sau în 8 ani sau în 4 ani, depinde de unde îi măsurați, depinde de unde le puneți centimetru. Au vorbit mult și culmea nici n-au spus aproape nimic. Nu mai spun că n-au făcut nimic. Și ca atare, aceste 95.000 de susțineri de la oameni din județul Bacău,
cifră fără precedent pentru noi, ne obligă pentru următorii 4 ani și sunt convins că nu-i vom dezamăgi. Și sunt convins că în alegerile care vor mai veni și în toamna acestui an și în 2024 vom merge tot cu fruntea sus, așa cum am fost și în aceste alegeri pe care noi nu le-am dorit ca timing. Totuși această pandemie afectează în continuare mare parte a populației. Nu era vreme de alegeri locale, am spus-o de nenumărate ori. Ne-am prezentat la alegeri, am spus ce am făcut și oamenii ne-au susținut. Asta este ceea ce am învățat eu din aceste alegeri și am văzut că cei care vorbesc mult și n-au suportul a nimic în spate, ca și realizări, au suferit cele mai usturătoare eșecuri. Pentru că și ceea ce s-a întâmplat la municipiul Bacău și ceea ce s-a întâmplat cu candidatul, unicul candidat al dreptei din România la CJ, se cheamă eșecuri usturătoare. Asta este, până la urmă, concluzia cea mai obiectivă a acestor alegeri. Și ne așezăm din nou la treabă, nu ne este încă gândul la alegerile parlamentare pe care le moșmondește guvernul. Am văzut ieri președintele PNL Bacău ne-a anunțat că speră să fie mai mobilizat partidul și oamenii la alegerile parlamentare. Văd că dânsul e cu capul la alegeri în continuare. E problema dânsului. Noi avem prioritate zero semnarea acestui contract de finanțare de peste 33 de milioane de euro și să începem treaba în cele 62 de primării, să reîncepem treaba în cele 62 de primării care le-am câștigat și, evident, să continuăm proiectele de la nivelul Consiliului Județean, care sunt proiectele acestei echipe, nu aparțin nimănui de la această masă sau nu, în mod exclusiv. Ca atare, am să vă rog să trecem la etapa de întrebări. Bănuiesc că vor fi întrebări care vor mai lămuri multe din lucrurile pe care nu le-am acoperit nici domnul Ivancea. Cu rugămintea către colegii mei și domnul Șovaș și domnul Floroiu să răspundă la întrebări dacă e să nu mai... Să vorbim mai puțin decât adversarii noștri, știți? Ne-am propus acest deziderat. Vă rog. N-am început negocierile, așteptăm validarea rezultatelor finale. Ele se cam știu așa pe surse, dar le vrem și oficiale ca să știm pe ce mandate discutăm. La cum știți, această organizație, cred că o alianță cu Pro-România la județ ar anula tot ceea ce noi vorbim și acționăm în Consiliul Local Bacău, repet, de un an. Pro-România Bacău, în esență, și-a dorit spulberarea PSD-ului. Am proșcat cu minciuni și cu fel de fel de lucruri neadevărate timp de un an. Vă reamintesc. Problema fondurilor europene la insulă pierdute. Problema, așa zisă, problema a deșeurilor din decembrie, când s-au făcut 6 sau 7 ședințe în 2 zile. Că nu știu ce criză se va genera, dar de fapt se măreau costurile pentru băcăuani. Și am reușit totuși să ținem piept în Consiliul Local. Am spus că nu e firesc ca poliția locală să fie condusă de cumătru primarului. Și am mai avut alte... Noi chiar am ținut piept în Consiliul Local la ceea ce băcăoanii au sancționat pe 27 septembrie. Și de aceea o alianță cu Pro-România, indiferent cât ar dicta-o ea de matematica sau apropierea pe zona de stânga, este improbabilă, pentru că aici noi am fost jigniți și apostrofați și în municipiul Bacău, și la Târgu Ocna, și la Buhuș, și la Balcani, și la Mărgineni, și la Său, oameni pe care PSD-ul i-a susținut, dar oameni care n-au înțeles că atunci când nu se țin de cuvânt și nu performează din punct de vedere administrativ, trebuie să se despartă de această organizație. Și atunci chiar n-are rost să ne batem joc de munca noastră și să facem o alianță pe care n-ar înțelege-o nimeni. Noi repet, suntem un partid care am intrat cam singuri împotriva tuturor în această campanie. Vă reamintesc că nici UDMR-ul n-a avut candidat la președinția CJ.
în alte județe din Moldova a avut. Tot din dorința de a nu rămâne domnul Pălășumer. Am fost atacați din toate părțile, nu văd acum, sau din aproape toate părțile, și de la foști colegi sau de la oameni care i-am susținut, și am fost atacați în mod mincinos, că până la urmă asta este, că n-am avut noi mandatul perfect. Avem și noi lucruri pe care ne-am fi dorit să le punem mai repede în implementare, cum e drumul județean pe programul operațional regional. Poate era, dacă acum putea fi și finalizat, dacă nu se pierdeau vreo 2 ani pe la Consiliul Județean. Dar nici așa, să fim atacați de foștii noștri colegi, pentru că totuși în municipiul Bacău s-au întâmplat singurele investiții care s-au realizat sub egida fie a Ministerului Transportului condus de domnul Șova de la PSD, fie a Consiliului Județean Bacău. Fie că vorbim de centură, fie că vorbim de aeroport, fie că vorbim de o banală amenajare edilitară între pediatrie, UPU și Spitalul Municipal. Și să nu uităm că și problema Spitalului Municipal a fost tratată într-un mod mincinos și jignitor. Vă reamintesc că pe 13 martie, de la această masă, alături de colegii mei, am propus operaționalizarea, valorificând starea de urgență, operaționalizarea etajelor 45, care astăzi tratează bolnavi de coronavirus. Am propus-o vineri seară și noi suntem convinși și acum că într-o săptămână puteau fi terminate formalitățile ca să înceapă lucrările. Au durat vreo 2 săptămâni analizele la nivelul prefecturii și la nivelul primăriei Bacău până au analizat ei că ar fi bine, după ce infirmaseră această variantă, iar după aceea, ce să vezi, ne-am trezit și cu domnul tătaru Blajinu și cu domnul Paller, mințindu-ne în față că ei de fapt au pus în funcțiune aceste etaje și că spitalul modular e o reușită. Acea panoramă de corturi de la baza Letea, 3 milioane de euro, care e neconformă, nefuncțională și pe care nimeni nu bagă în seamă. Și deși am spus asta, vă amintiți, și atunci am spus prefectului meu, care era foarte iritat, i-am spus, domnule, nu s-a recepționat acel cort, nu știu eu, nu eram eu informat, așa au spus. Nu e târziu nici pentru acum, pentru liberali fiind la guvernare, nu e târziu nici acum să susțină acceleratorul de particule pentru al doilea buncăr. Să nu uitați că acceleratorul de particule pentru al doilea buncăr este pe un credit pe care l-a luat Consiliul Județean, pentru că se justifică un credit pentru un aparat și pentru o investiție care salvează vieți și alină suferință. Bătăria cu cancerul, al doilea buncăr și acceleratorul de particule sunt vitale. Și iată că pentru băcăoane aceste lucruri n-au trecut neobservate și asta este vestea bună pe care vreau să le dau colegilor mei. Că totuși s-a observat că la Spitalul Județean de Urgență sunt investiții de 21 de milioane de euro în derulare. UPU, heliport, corpul vechi, pediatria, buncărul. Deci dacă cei de la PNL uită puțin că trebuie să facă alegeri ca și prioritate, ar putea să, și acum să deblocheze această sumă de 3 milioane de euro pentru acceleratorul de particule și să ducă Consiliul Județean această sumă în altă direcție. Da. Peru nu cred. Cu cine am colaborat și ne-am ținut de cuvânt, mi-aș dori. Și... Dar, repet, nu vreau să fiu mai formalist decât este cazul. Haideți să vină oficializarea mandatelor și după aceea, foarte repede, pentru că nu vreau să pierdem mult timp. La nivelul Consiliului Județean nu vreau să pierdem mult timp cu acest lucru. Vreau să, imediat ce s-a terminat, ce se oficializează, în 2-3 zile să anunțăm acest lucru și să ne reapucăm de treabă. Că s-au pierdut timp cu această campanie electorală care nu trebuia să se întâmple, nu vrem să mai pierdem timp, vrem să intrăm repede în pâine, să semnăm apă, canal, să dăm drumul la celelalte investiții. Domnul Bălan. Domnule Vancea, a fost în ultimii 20 de ani, cred că singurul prefect apolitic al județului Bacău. Și ca dovadă aceste lucruri, vreau să v-ați câștigat respectul tuturor celor care au intrat în locul nostru, mai mult decât atât, a fost un motor pentru județ în ce privește materializarea centrului locuitoare, aeroportului și locul.
dată de investiții mari care beneficiază Bătălanii. Întrebarea mea este următoarea. Sunteți de 45 de zile pentru al Partidului Social Democrat. Schimbă ceva acest lucru în ce privește principiile care v-au caracterizat întreaga activitate de plan? Nu. Mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc pentru felicitări. Nu schimbă nimic, ci completează. Completează ceea ce m-a caracterizat și tocmai asta a fost decizia de a intra într-o echipă performantă. Asta stă la bază a deciziei mele, de a intra într-o echipă performantă. Eu vin să completez o echipă. Și dacă nu aș fi găsit aceleași principii în această echipă, poate n-aș fi fost aici. Apropo de adevărat, cu vine, răspundeți și mie la o întrebare, pun și o întrebare mass mediei. Știți cumva dacă județul Bacău are prefect? Teoretic, da, și cred că și are. Până zămislesc a doua Bucovină, deși Bucovina ea însă și este irepetabilă, nu? Exact. E greu de reprodus. Hai să ne vedem totuși de un Bacău economic puternic. Asta trebuie să fie proiectul. Comunicații. Și totuși poate partidul de guvernământ, prin prefect, prin președintele său, poate rezolvă problema cu industria Horeca. Am văzut un protest care ar trebui să-i pună pe gânduri. Să lase analizele pentru ziua de 27 de septembrie, pentru că nu prea au ce analiza la 27 septembrie, ci trebuie să-și facă o introspecție. Analizele acestea, istericalele acestea în fața camerelor, ar trebui să le abandoneze odată cu consfințirea rezultatului. Am văzut în ziua votului și la Buș, și la nu știu ce se mai întâmpla pe nu știu unde, să lase aceste istericale deoparte și să, atâta timp cât mai stă în putere deputatului Paller, să rezolve probleme pentru care a fost ales și este la guvernare. A fost ales președinte al partidului și deputat. Totuși, probleme din Horeca sunt probleme serioase. Și dacă tot vorbim de mandatele domnului Paller, eu țin să vă anunț la modul serios. Știți că noi suntem o organizație serioasă, dar mai avem și simțul umorului care nu trebuie să ne părăsească. Noi cred că o să suspendăm în perioada următoare strângerea de semnături pentru A13 și o să ne apucăm de strâns semnături pentru al cincilea mandat al lui Paller. Cred că ar fi mai... Cred că aceasta este chintesența, și aceasta este chintesența alegerilor din 27 septembrie. Vă spun cu simțul umorului, nu cu... Nici nu Vitu Perez. Poate semnează că pentru al 13 n-a semnat. Da, îi propunem un schimb. Noi strângem semnături pentru al 5-lea mandat pentru dânsul și dânsul să semneze că susține a 13, dar exclusiv că asta se face că nu înțelege. Noi, el susține vreo 3 autostrăzi. Iarăși a trecut neobservat că Orban la Bacău vorbea de A13 Bacău-Brașov, dar la Iași n-a mai vorbit de A13, a vorbit de Iași-Târgu Mureș, n-a mai spus nimic de Bacău-Brașov. Bineînțeles că Paller a tăcut, că el îi stă în caracter să fie ghiocel, sluj în fața șefilor, așa s-a și perpetuat și a scăpat din toate încleștările politice. Și acum noi îi propunem un schimb. Noi strângem semnături pentru al cincilea mandat al dânsului, dânsul să susțină exclusiv a 13 Bacău-Brașov. În calitate de candidat la CJ Brașov. Da. Păi v-am explicat la momentul respectiv. Rațiunile le-am explicat la momentul respectiv. Ce? Stânga a fost franjurată, ține de real politic. Stânga a fost franjurată și de candidatura independentă a domnului Sechelariu, de un candidat pe care l-am susținut în 2016 necondiționat și de care ne-am despărțit în urmă cu un an, explicând de ce. Era complicat, ați mai auzit asta la mine, era complicat ca PSD-ul să revendice pole position-ul pentru alegerile din municipiul Bacău. Era complicat. Atât timp cât, repet, investițiile, singurele investiții în municipiul Bacău au fost aeroportul, centura și spitalul, ce s-a întâmplat la spitalul municipal și la spitalul județean, n-aveam cum să ne înscriem cu șanse reale cu acel candidat sau cu altcineva. Pentru că ne-a afectat, evident că ne-a afectat. Asta este clar. Apropo de... Că
cred că iarăși vă stârnesc amuzamentul. Am văzut ieri că n-a mai pomenit președintele PNL în secolul acesta asemenea legeri sau ceva de genul. Îmi pare rău că nu l-am studiat foarte atent, dar am văzut că dânsul se cam joacă cu aceste cuvinte, cu secolele. Ați aflat că, deși este foarte solemn pe 24 ianuarie, fie că e la Iași în spatele lui, în al treilea rând, după Chirica sau Alexe, fie că era pe la Bacău învârtind hora cu primarul Stavarache la momentul respectiv, totuși n-a aflat că Alexandru Ioan Cuza n-a trăit în secolul 17, așa cum a spus la TVR 1, făcând de râs un întreg județ, că era exponentul județului Bacău, ci Alexandru Ioan Cuza a trăit într-o cu totul și cu totul altă perioadă. Totuși acolo ne reprezenta pe noi, pe băcăuani. Ne-a făcut de râs, vă spun sigur cu acest lucru. Să nu se mai joace cu cuvinte pe care nu le stăpânește. A zis că secolul acesta nu știu ce n-a mai văzut dânsul. Era bine ca în secolul acesta să rețină, că tot s-a îmbățit de 24 ianuarie în fiecare an, să rețină că Alexandru Ioan Cuza e legat de mica unire, de 24 ianuarie 1859. Da, este pe undeva, și are logicul și firescul. Stânga franjurată, primar negirat de 81% din băcăuani, trei partide la un loc, să nu omitem acest lucru, PNL, USR Plus, asta nu minimalizează victoria dânsului, dar nici să nu facem din această victorie vreun eveniment istoric. Scorul este sub 30%, USR-ul a câștigat cu scoruri mult mai serioase, primării mult mai importante și sigur că are de confirmat. Nu e o victorie zdrobitoare, nu știu câte la pasă sau nu, are niște promisiuni făcute care trebuie să se întâmple repede, are o misiune dificilă, un consiliu local destul de mozaicat, o structură a primăriei destul de anchilozată, noi am mai spus aceste lucruri, nu e prima dată când spunem, are o misiune complicată. Mai puțin important este cum văd eu victoria dânsului, mai important este cum vede dânsul dezvoltarea municipiului, pentru că sunt proiecte care vor trebui făcute în colaborare cu Consiliul Județean și de asta nu am început întâmplător această conferință cu aplicația pe POIM. Este o muncă de 4 ani, știți de acest adib. Ea putea fi mai repede finalizată, dar culmea, ce să vezi, tot din cauza primăriei municipiului Bacău s-a stat foarte mult. Procedem la drum. Dar atenție, un subiect care eu îl pun pentru prima dată, pentru că s-a dus alegerile și e important să reținem cu toții și dumneavoastră și restul suflării politice din municipiul Bacău și din județul Bacău, soarta crabului. Despre crab s-a vorbit fiecare cum i-a convenit. Compania Regională de Apă, care a fost condusă până acum 4 ani de un fruntaș PNL, și care, vă spun eu, este la limita supraviețuirii. Soarta crabului va trebui discutată cu cărțile pe masă de toate partidele, pentru că acuzații de acest gen că nu ne vindem țara, că privatizează Benea Curaja sau cu nu știu ce altă companie, sunt ieftine și nu se vor dovedi niciodată și nu folosesc la nimic. Compania Regională de Apă Bacău va trebui să fie serios sub lupa decidenților politici și cei care au oameni în Consiliul Local și Consiliul Județean, pentru că vor fi decizii de patrimoniu care presupun vot de 2/3, dar bine ar fi să fie cu unanimitate ca să nu ne pierdem în discuții sterile. Exemplu a ceea ce se întâmplă la Onești, unde ciurul lui Budeanu de acum 4 ani a fost preluat de Raja Constanța și se modernizează cu fonduri europene și clar probleme cu apa și cu probleme de mediu și canalizare în Onești nu vor mai fi.
Așa trebuie să, acest exemplu trebuie să se, să se replice și în municipiul Bacău. Și există soluții, dar trebuie să existe mai puține capete înfierbântate și mai multă analiză. Și nu întâmplător spun acest lucru imediat după alege. Dar trebuie acest, la acest lucru să privească cu atenție toți, și cei de la USR, și de la PNL, și de la Plus, și de la Pro România, ALDE, PMP sau PR. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, o să organizăm. Păi dacă... Păi decizii de patrimoniu. Dacă această companie de apă se ajunge în urma unui audit, se ajunge la concluzia că trebuie să fuzioneze cu un operator regional, că e din Vrancea, că e din Iași, că e din Constanța, că e din afară, din afară țărinul, că e din Banat, că e din Brașov, aceste mutații nu se pot face fără două treimi. Sunt discuții, sunt proiecte legate de patrimoniu și, dar nu două treimi este, trebuie să fie. Trebuie să fie unanimitate pe aceste proiecte, dar sigur după ce se face auditul și o analiză la rece a situației de la compania de apă, care pe de o parte da, o să discutăm la momentul respectiv, nu vreau să mai intru eu acum în detalii. Dacă nu mai sunt, vă mulțumim frumos și ne vedem la următoarea conferință de presă, care nu va întârzia să apară.